spatele lui, îi suflă în ceafă. Nu e offside aici, la Ioannis Hagi, o apărare plasată defectos aici a Botoșanului. Ioannis Hagi, șut care prinde poarta. Respinge în ultimul moment Pap cu pumnii. Un șut de la distanță care nu părea atât de periculos la momentul expedierii. Ioannis Hagi din prima, o pasă pentru Drăguș, peste bară, exact de pe linia careului mare. Intensifică atacurile puștii de la malul mării. Vână împiedicat acolo în înainte.